Izverna Art Camp 2023, ediția a patra, a avut loc în perioada 21-31 mai în localitatea Izverna din nordul județului Mehedinți. În cadrul acestui eveniment amplu au participat artiști naționali și internaționali care au realizat lucrări remarcabile. Vernisajul expoziției cu lucrările realizate în cele 10 zile în timpul taberei de la Izverna au fost expuse ieri la Palatul Culturii Teodor Costescu din municipiul Drobeta-Turnu-Severin. Tabăra a luat naștere la inițiativa domnului Marian Balaci, gazda acestui eveniment la pensiunea Steaua Munților din Izverna. Anul acesta am avut invitați artiști din Bulgaria, Polonia, Serbia, România și Kosovo, în total 20 de artiști, 6 sculptori și 14 pictori și graficieni. Au lucrat în tehnici mixte, în piatră, în lemn și au realizat circa 40 de lucrări care vor îmbogăți colecția de artă din Izverna. Este ediția a patra Art Camp Izverna, este vorba de tabăra de pictură și sculptură și ca de fiecare dată ne bucurăm că și anul acesta avem artiști de mare valoare, ne bucurăm că și sala pe care o vedeți este plină de opere de artă foarte, foarte frumoase și pe această cale le mulțumim tuturor pentru că au ales să vină la Izverna și să ne reprezinte zona. Ce reprezintă această activitate pentru zona noastră? Cred că este mai mult cultural și de a mediatiza frumusețile de la noi, de la munte. Și cred eu că prin vocea acestor oameni și prin iscusința lor, Izverna va fi un pic mai mult cunoscută și nu numai Izverna, cred că întregul județ al Mehedințului și cred eu că aceste activități ar trebui multiplicate în toate colțurile țării, pentru că educația, cultura înseamnă foarte mult pentru neamul nostru românesc. Cei 20 de artiști s-au întâlnit în tabăra de creație de la Izverna, unde, inspirați de peisajul de bazm, au realizat lucrări în tehnici diferite. E chiar prima lucrare abstractă pe care am făcut. Bine, ideea de pasăre, de zbor, de fluiditate, am vrut privirea să curgă pe formă, să treacă prin ea cu ajutorul traforajelor, lumina să circule și să exploatez un pic materialul, că e un lemn de nuc foarte frumos. De ce ați ales să participați la această tabără? E a doua oară când venim, pentru că ne simțim minunat aici, pentru că locurile sunt frumoase și gazda noastră e minunată. În expoziția de astăzi particip cu două lucrări, cu tehnică mixtă pe pânză și lucrările mele reflectă natura inspirată din zona Izverna. De cât timp pictați? Pictez de când mă știu. Ce înseamnă pictura pentru tine? Înseamnă foarte multă dăruire, multă atenție, studiu și foarte mult timp pe care l-am dedicat de-a lungul vieții acestei cariere profesionale. A patra ediție a taberei de pictură și sculptură Izverna s-a bucurat de artiști de mare valoare din toate colțurile țării, dar și de peste granițe, care au realizat opere emblematice. Izverna 2023, configurații estetice. Prin prezența acum și aici, cu toții suntem parte a unui eveniment cu repetiție, ce devine pe an ce trece tradiție, act cultural reprezentativ pentru regiune. Privind lucrările de față, întâlnim influența actului creator, comuniunea de aspirații, dar și generii unor direcții estetice în formare. Rod al incursiunilor în cotidian, al căutărilor cu deschidere estetice, fiecare artist a creat dincolo de formule locul împrejurărilor predictibile. Iată, avem în fața noastră o antologie de lucrări emblematice. La finalul evenimentului, artiștii au primit diplome din partea autorităților locale. Tabăra de creație de la Izverna a devenit deja o tradiție, locul mirific devenind muza artiștilor pentru a crea opere impresionante care înfățișează Izverna în diferite ipostaze, o poveste care se rescrie de la an la an în același cadru, dar în circumstanțe noi.